Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În ultima ședință, înainte de a fi trântit prin moțiune de cenzură, guvernul Câțu a adoptat mai multe hotărâri, printre care și una care mai schimbă pe aici pe acolo o schemă de compensare a facturilor la gaze și electricitate pentru consumatorii casnici. Practic, unora dintre consumatori urmează să le fie acordate anumite compensații. În urma creșterii abrupte a prețurilor la energie, se vor da compensații atât pentru facturile la gaze, cât și pentru cele de energie electrică. L-am sunat pe redactorul șef al publicației economica.net, Mihai Nicuț, pentru unele lămuriri. Bună dimineața! Bună dimineața ție și ascultătorilor tăi! Mihai, înțeleg că nu vom primi toți astfel de compensări. Care sunt criteriile? Ce trebuie să faci ca să te încadrezi? Să lămurim întâi compensația. Deci este vorba despre o subvenție, o compensație din partea statului de 21 de bani pe kilovatul de energie electrică consumat și de o reducere a facturii procentuală de 25% la gaz. Deci totul se aplică doar pe perioada iernii, consumul între 1 noiembrie și 31 martie. Nu toată lumea va primi, ci doar cetățenii care se încadrează în anumite tranșe de consum pentru această perioadă. Și aici vorbim pentru energie electrică de un consum al întregii perioade de 1000 de kilovați, deci vin în medie 200 de kilovați pe fiecare lună din aceste luni de iarnă, și la gaz de un consum de 1000 de metri cubi de gaz, cu niște tranșe anuale între 150 de metri cubi în noiembrie, că e o lună mai caldă, și 250 de metri cubi, de exemplu, în ianuarie, când este mai rece. Se acceptă în ultima formă, guvernul a zis totuși că nu este, n-ar fi totuși corect ca pentru cineva care depășește cu 1-2 kilovați să sare din schemă, se acceptă și o creștere cu o toleranță de 10% la aceste valori. Deci doar aceștia vor primi compensația. Și la aceste limite de încadrare, cam despre câți consumatori vorbim în România, știi? Păi ar fi undeva la 5,2-5,5 milioane de gospodării pe loc de consum de energie electrică, deci 5,5 milioane de locuințe dintre cele 9 milioane de locuri de consum din țară, și la gaze ar fi undeva la 2,2 milioane din aproape 4 milioane de locuri de consum. Deci la energie electrică se va califica mai multă lume, iar la gaz ceva mai puțină lume. Și la gaz, uite, ca să fie oamenii cumva... să le fie foarte clar, o să spun că m-am uitat la consumul și la ce date am obținut de la distribuitorii de gaz și pot să spun așa, că se va încadra în această tranșă de consum cine va avea undeva până la o casă încălzită cu o centrală pe gaz, într-adevăr nouă în condensație de ultimă generație, dar cu o suprafață de până la maximum 100 de metri pătrați, da? Deci cumva un apartament de 4 camere și o casă de dimensiuni medii, dar atenție, în condiții medii de temperatură, da? Dacă vorbim despre o locuință aflată într-o zonă rece, deci, nu știu, la poalele muntelui, cu siguranță consumul va fi mai mare și oamenii trebuie să fie foarte atenți să-și drămuiască acest consum pentru a primi compensația. Se ia în calcul suma consumului, adică tot consumul pe o perioadă de mai multe luni. Dacă vezi că într-o lună ai depășit, poate că luna viitoare stai cu jocul pe tine, nu? Nu este chiar așa. Nu avem încă normele și de asta oamenii trebuie să fie foarte, foarte atenți. Nu avem încă normele metodologice ale acestei ordonanțe de urgență, dar din ce am înțeles toți, înțelegem că se ia în calcul tranșa lunară, lunară de consum. Deci, să zicem pentru luna noiembrie, că este cea care urmează. În luna noiembrie, ca să primești compensația la energie electrică, nu trebuie să depășești 220 de kilovați de energie electrică, dacă vorbim de energie electrică, și la gaz nu ar trebui să depășești undeva la 180 de metri cub de gaz. Și aici le-aș spune oamenilor ceva foarte important. Este important, mai ales la energie electrică, să vă citiți contorul și să trimiteți indexul. Pentru că nu știm ce se va întâmpla în piață cu comportamentul furnizorilor care sunt prinși, sunt foarte sub presiune în acest moment. Ei sunt primii care pierd din aceste creșteri de preț, mă rog, după noi că le plătim. Este foarte bine să vă citiți contorul și să vă trimiteți indexul dacă aveți acest consum care poate fi compensat, pentru că altfel riscați să fiți facturat pe un consum estimat care poate să exceadă această limită și nu vă mai primi compensarea. Bun, Mihai, dar dacă într-o lună... compensarea undeva prin primăvară. Bun, dar dacă într-o lună depășești și luna viitoare te încadrezi,
compensează de la pe fiecare lună? Dacă o lună depășești, nu vei primi. Luna viitoare te încadrezi, vei primi. Cel puțin așa înțelegem din cum este formulată acum. Ok. Ultima întrebare. Ce trebuie să faci ca să primești compensările astea? Adică trebuie să faci ceva anume? Să depui vreo cerere sau e automat? Nu, asta este vestea bună. Chiar oamenii nu trebuie să facă nimic, nu trebuie să se ducă să ia adeverințe, nu trebuie să scrie la furnizori, absolut nimic. Deci este un lucru de care se ocupă, pentru că este obligat să se ocupe furnizorul de energie electrică și va trece și de gaze naturale și se va trece acolo exact în factură. Suma care este compensată se face cu minus și ce rezultă, suma de plată cu care omul se duce să-și plătească factura, practic suma pe care o va plăti, este direct compensată fără ca el să facă nimic. Bun, și ca să fim clari, și asta chiar e ultima, compensările astea sunt doar pentru consumatori casnici, nu și pentru companii. Da. Da, compensările sunt exclusiv pentru consumatorii casnici. Guvernul, mă rog, cât era în funcție, înțeleg că ministrul energiei și-ar fi dorit sau avea un plan, o schemă de compensare și pentru anumite întreprinderi mici și mijlocii. Nu am mai apucat să o dea pentru că a căzut. Înțeleg totuși că ar fi ideea să se dea o ordonanță, dar nu știu cine poate să o dea în momentul de față pe guvern interimar. În momentul ăsta. Să se dea o ordonanță ca să fie cuprins și cuprinse și IMM-urile. Dar treaba asta trebuie dată repede pentru că sezonul rece se apropie. Vorbim de 1 noiembrie, mai puțin de o lună. Ordonanțe de urgență acum nu se mai pot da. Mihai Nicuț, redactor șef economica.net, mulțumesc mult pentru lămuriri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.